Miercuri, 15 aprilie, de la ora 17, râmnicenii cu mic cu mare sunt așteptați în parcul Mircea cel Bătrân pentru a descoperi surprizele din traista iepurașului. Un spectacol plin de bună dispoziție pus în scenă de Teatrul Municipal Ariel pentru cei mici și nu numai. Bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție și pentru faptul că pot să informez mai departe surprizele pe care noi le-am pregătit. Mulțumim și noi. Înainte de toate, este vorba, la fel cum ai spus, cum ați spus și dumneavoastră, este vorba despre un eveniment care se numește Traista Iepurașului. În cadrul evenimentului vor avea loc trasele de căutare ale ouălelor iepurașilor, toți copiii vor fi premiați, va fi un spectacol interactiv cu publicul al actorilor de la Teatrul Municipal Ariel. Spectacolul care se va da în Parcul Mircea cel Bătrân este vorba despre Traista cu povești, un colaj de spectacole cu care noi deja am obișnuit publicul în cadrul spectacolelor de la cinema Jos Aizescu. Și acum doar ne continuăm tradiția, să spun așa. Este un spectacol cadou oferit copiilor în preajma sărbătorilor pascale, în parteneriat cu Primăria Râmnicului, la care așteptăm cât mai mulți copii să se bucure de acest eveniment. Și de asemenea, un spectacol va fi oferit și vineri, în data de 17 aprilie, tot la ora 17, și tot în Mircea cel Bătrân. Este vorba despre spectacolul Amintiri din copilărie. Este la fel un cadou oferit de Teatrul Municipal Ariel în colaborare cu Primăria Râmnicului pentru copii și, de ce nu, și pentru părinți, bunici și cine se poate bucura încă de magia unui spectacol. Romina, ți mulțumim, vă urăm mult succes și iată, îndemnăm și noi pe copii să vise alături acolo miercuri, 15 aprilie, începând cu ora 17 în Parcul Mircea cel Bătrân, pentru a asculta poveștile pe care li le veți oferi. Mulțumesc foarte mult și vă aștept cu mare drag și la fel urez și eu telespectatorilor noastre să aibă sărbători luminate și liniștite. Asemenea, și la fel și vouă.